Salutare, oameni dragi, bine vă regăsesc! În videoul de astăzi vreau să pregătim împreună un unguent, o cremă de pătlagină și rostopască foarte tămăduitoare și foarte eficientă pentru răni, pentru dermatite și chiar și pentru rănile provocate de psoriazis. Însă, înainte de asta, vreau să vă arăt, nu mai mult de 2 minute, în câteva imagini, bujorul românesc, deoarece este perioada înfloririi lui, este deosebit de frumos, noi am fost, i-am văzut, sunt o raritate, aș putea spune, și am vrut neapărat să vă arăt și vouă câteva cadre filmate de noi. Răspândit adesea pe dealurile împădurite din localitățile Slava Cercheză, Ciucurova sau Topolog, bujorul românesc este un monument al naturii, culegerea lui fiind interzisă prin lege, am putut însă să-l admirăm și să ne bucurăm de frumusețea lui. În același habitat am găsit înfloriți fragii, saschiul, ventrilica, rostopasca, urda vacii, aliorul sau coada calului. Sperăm că v-au plăcut imaginile noastre și că veți recunoaște bujorul românesc dacă îl veți întâlni prin păduri sau poieni în drumurile voastre. Și acum că v-ați delectat cu imagini surprinse de noi în drumurile noastre după plante, haideți să vă arăt cum putem să pregătim un unguent, așa cum spuneam, foarte bun, deosebit de tămăduitor pentru răni, pentru iritații, pentru înțepături de insecte, precum și pentru rănile provocate de psoriazis. Haideți să vedem ce ingrediente vom avea nevoie pentru pregătirea acestui unguent. În primul rând, vom avea nevoie de 80 ml de ulei de măsline extra virgin, 40 de grame de ulei de cocos, 20 de grame de frunze de pătlagină, frunză de pătlagină cu frunza îngustă, am ales eu de data aceasta, frunza proaspătă să fie. De asemenea, 8 grame de ceară de albine, eu am o ceară naturală, pot să fie de asemenea și fulgi, este foarte bine. Și 40 de picături de tinctură de rostopască, 40 de picături înseamnă aproximativ 2 ml. Tinctura mea de rostopască este gata deja, ea are mai bine de 2 săptămâni de când stă la macerat. Ia priviți, este deja galbenă, deci poate fi strecurată și folosită, o pot folosi la creme, la unguiente sau la alte tincturi combinate. Frunzele de pătlagină sunt culese de mine azi dimineață, sunt deja spălate și șterse bine de picăturile de apă. Vom proceda în felul următor. Mai întâi vom pregăti uleiul de pătlagină, pentru care vom avea nevoie de 20 de grame de frunze de pătlagină proaspătă, cam atâtea, acestea sunt cântărite, eu aveam aici 40 de grame, deci cam astea ar fi 20 de grame și cele 80 de ml de ulei de măsline. Vom proceda în felul următor, vom elimina puțin codițele și vom mărunți atât cât se poate frunzele de pătlagină și le vom extrage la cald împreună cu uleiul de măsline. Le vom pune la bain marin. Deci, într-o credecioară curată, vom pune frunzele de pătlagină mărunțite, peste care vom turna uleiul de măsline. Ia priviți! Într-o altă crăticioară am pus 2 degete de apă și voi pune ibricul în ea la bain marin pentru aproximativ 2 ore, timp în care vom supraveghea și vom amesteca constant. Este foarte important ca temperatura apei să nu depășească 70 de grade. Se va folosi în acest sens un termometru de bucătărie. Spre exemplu, la mine are aproape 70 de grade temperatura apei. Eu am închis deja focul
și voi menține la această temperatură. În momentul în care apa are temperatura de 70 de grade, uleiul din interior are aproximativ 60-62 de grade, deci este o diferență de aproximativ 10 grade între apă și uleiul de la interior. Este foarte important ca uleiul să nu depășească această temperatură pentru a nu-și pierde proprietățile. El nu trebuie sub nicio formă fiert. Această metodă de extracție se numește extracție fierbinte. Există și posibilitatea de extragere la cald, de macerare la cald. Pentru cine are răbdarea necesară și timpul necesar, aceeași cantitate de frunze de pătlagină se pun la macerat în ulei și se țin la soare pe toată perioada verii, 2-3 luni. Se agită frecvent și se obține o extragere, ca să zic așa, al dente, mai lentă. Însă, pentru cine nu are timpul necesar, poate obține în felul acesta o extracție în 2-3 ore și se poate bucura de beneficiile unui ulei macerat din pătlagină în ulei de măsline. Uleiul se amestecă frecvent și se va ține timp de 2 ore în jurul acestei temperaturi de 60 de grade a uleiului, respectiv de 70 de grade a apei. Observăm încet încet că frunzele de pătlagină încep să-și schimbe culoarea. După aproximativ 2 ore de extracție a uleiului la temperatura de 60 de grade, îl vom mai lăsa pentru încă 1-2 ore să se răcească încet, după care îl vom strecura printr-un tifon steril. După ce s-a răcit uleiul, îl vom stoarce bine printr-o bucată curată de tifon. Storcând foarte bine tot materialul vegetal, toate frunzele, pentru a scoate din ele toate substanțele tămăduitoare. Vom stoarce foarte bine, așa, priviți, prin răsucire. Ia priviți cum arată uleiul meu de pătlagină, ce frumos arată, ce culoare frumoasă are. Și pe acesta îl vom încorpora unguientului nostru. Și vom proceda în modul următor. Vom pune în aceeași crăticioară toate ingredientele, uleiul de pătlagină, vom adăuga și uleiul de cocos, ceara și tinctura și le vom pune la bain marin până când ajung de asemenea la o temperatură de 60-65 de grade, temperatură la care va începe să se topească ceara de albine, după care putem să închidem și să turnăm în borcanele. Aici sunt toate ingredientele. Le vom pune la foc. Vom folosi același termometru de bucătărie, având grijă să nu încălzim prea tare compoziția, să o menținem la temperatura de 70 de grade a apei. Amestecăm și așteptăm să se topească bine toate ingredientele și să se omogenizeze compoziția. Ceara mea, fiind naturală și bucăți mari, se topește ceva mai greu decât acei fulgi, acei bănuți din comerț, însă nu este niciun fel de problemă, voi amesteca până când se vor topi de tot. Unguientul este gata, îl vom turna cât încă este fierbinte în borcanele mici, închise la culoare, în felul acesta. Unguientul este gata, trebuie lăsat să se răcească, să se întărească. Îl vom acoperi cu un șervet de hârtie, nu vom pune capacele la borcanele pentru a nu transpira, a nu face condens. Vom pune un șervet de hârtie pentru a feri unguientul de impurități, de particule de praf, până când acestea se vor întări complet. Le vom lăsa acoperite cu șervete câteva ore până când se vor întări complet. A mai trecut aproape o oră, unguientele cred că s-au răcit. Haideți să vedem cum arată. Le desfacem ușor capacele. Wow, ce super arată! Într-adevăr, s-au întărit. Ia priviți.
Au o culoare foarte frumoasă, ușor verzuie. Cred că diferă față de culoarea cremei de gălbenele cu mușețel. Da, într-adevăr, este o diferență. Aceasta este mult mai gălbuie, iar aceasta este mai verzuie. Foarte frumos arată. Haideți să vedem și consistența. Eu am mai pus aici un rest într-un porcănel. Wow, ce fină este textura. Eu am mai făcut creme unguiente cu diverse baze, cu grăsime animală, cu lanolină, cu ulei de măsline, doar cu ceară. De departe, această textură este cea mai fină pe care am întâlnit-o până acum. Este foarte fină, poți să te dai fără probleme și pe față, nu lasă o senzație grasă deloc. Este chiar foarte, foarte bună. Senzația aceasta de finețe se datorează uleiului de cocos. Este foarte, foarte fin. Cred că pot să mă dau pe toate rănile și toate zgârieturile pe care le-am căpătat de pe la cules de plante. Efectiv, senzația lăsată pe piele este foarte catifelată, nu este deloc grasă, nu este deloc încărcată. Este chiar un unguent foarte plăcut de folosit. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat dacă nu avem la vânzare cremele, produsele, tincturile pe care le facem și le prezentăm pe YouTube. O parte dintre ele le găsiți, o parte nu le găsiți. Unele sunt încă în faza de testare, altele nu au etichetele încă lucrate. Momentan găsiți la noi pe site, pentru cine nu cunoaște magazinul online al nostru, o să lăsăm linkul în descriere. Veți găsi acest unguent de gălbenele cu mușețel și propolis. Acesta este deja pe site, îl puteți comanda. Iar în câteva zile veți găsi și un unguent cu rostopască, gălbenele și propolis, foarte benefic pentru răni, pentru arsuri, pentru cicatrici, așa cum am mai spus, în special a fost creat pentru rănile specifice psoriazisului, un bun dezinfectant, antimicotic și cicatrizant. Iar unguentul cu pătlagină probabil că va fi și el disponibil de cumpărat pe magazinul online, însă va mai dura puțin. Bun, unguentul astfel obținut, ați văzut, are o culoare foarte frumoasă, o textură foarte fină și este foarte, foarte tămăduitor. El are o valabilitate de cel puțin un an de zile, timp în care poate fi folosit fără probleme. Cam asta este pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit, că ați fost alături de noi și până data viitoare vă doresc multă sănătate și toate cele bune. Pe curând! Bună.